Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Mințea Ordache, bun venit în studioul Antena 3. Astăzi, alături de noi, îl avem invitat pe domnul deputat PSD, Sorin Vrăjitor. Bună ziua, bun găsit și mulțumesc pentru invitație. Bine ați venit, domnule deputat. Cu noutăți de la București. S-au întâmplat mai multe lucruri în ultima perioadă. Prin Camera Deputaților a trecut proiectul privind stabilirea datei alegerilor locale pe data de 27 septembrie. Cum vedeți acest lucru? Ieri am votat în plenul Parlamentului, am fost prezent în Cameră, am votat data alegerilor locale, a fost stabilită pentru data de 27 septembrie. Știm foarte bine că ele au fost amânate datorită pandemiei de coronavirus. Sperăm ca data de 27 septembrie sau în data de 27 septembrie să putem să ținem în bune condiții de sănătate aceste alegeri. Dar vedem ce s-a întâmplat ieri. Grupul de comunicare strategică vis-a-vis de pandemie a comunicat 555 de cazuri noi. Cel mai mare număr înregistrat. Cel mai mare cazuri înregistrate. Nu știm cum va evolua, dacă va avea acea progresie pe un trend crescător. Se va analiza și această situație și se vor lua măsurile necesare prevenirii și răspândirii acestui coronavirus. Joi va intra în Camera Deputaților proiectul privind carantinarea și izolarea. Ați primit la timp acest proiect? Sunt probleme, neclarități? Proiectul a venit în urmă cu o zi, destul de târziu de la guvern, a fost ținut 2 săptămâni la guvern, inadmisibil din punctul meu de vedere. El trebuie studiat foarte bine, trebuie să făcute amendamente la el deja. Au venit ei cu amendamente la proiectul lor, pe PNL-ul, ceea ce mi se pare o lipsă de profesionalism. Dar o să vedem cum o să iasă din cameră și cu ce amendamente necesare și suficiente ca acest proiect să fie un proiect de bun de lege. În urmă cu ceva timp, actualul guvern a prezentat proiectul sau programul de relansare economică. Ce părere aveți despre acest program? Ați reușit să-l răsfoiți? Există susținere financiară? Vor avea fondurile necesare pentru susținerea acestui proiect? La nivel declarativ ei spun că da. Dar programul acelui IMM Invest este un program extrem de slab. Este un program care nu acoperă nevoile și necesitățile societăților comerciale din România și a celor care fac afaceri în România. Este un program care nu transpune în practică exact ceea ce își doresc firmele din România. Pentru a relansa într-un fel economia, trebuie să cheltuim bani. O parte din mecanism ar fi asta, ca românii să cheltuie bani. Credeți că românii se vor relaxa din punct de vedere financiar, vor cheltui la fel ca înainte de pandemie sau vor fi un pic mai rezervați din acest punct de vedere? Eu vă spun sincer, eu nu am încredere ce face ministrul Câțu. A fost de 4 ori trântit prin Parlament, comisie de specialitate. Peste tot a avut aviz negativ din partea Parlamentului și tot el vine și își pune semnătura pe acest program de relansare economică. Vis-a-vis de faptul că românii cheltuie mai puțin, este și normal. Această criză a afectat pe toată lumea, sunt venituri mai mici și în consecință și cheltuielile vor fi mai mici pe toate sectoarele de activitate. Au fost foarte mulți români trimiși în șomaș tehnic, a fost o perioadă foarte grea, acum încercăm să ne repunem pe picioare, dacă putem spune așa, dar apare din nou ideea intrării în situație de urgență. PNL-ul nu înțelege că ca să poată să dea drum la economie, trebuie să vii cu un program și cu o relansare economică. Atât timp cât nu creezi investiții care să-ți aducă valoare adăugată, să poți să aducă TVA la bugetul statului, și aici fac o paranteză și poate o să abordăm și subiectul cu industria alimentară, în care în ultima statistică de acum câteva zile, Institutul Național de Statistică ne spunea că pe primul trimestru al anului România are un deficit pe balanța comercială de 121 de milioane de euro. La ce credeți? Lapte, ouă și miere. Este incredibil că nu reușim
în condițiile de față să putem și cu agricultura pe care o are România să putem să integrăm aceste produse, să le facem aici în România, să nu mai importăm. Dar poate o să vorbim în cadrul emisiunii și de capitolul de agricultură, care din punctul meu de vedere îți aduce la PIB undeva la 5% din PIB într-un an normal. Anul ăsta este un an cu secetă, cu 100.000 de probleme, grâu s-a uscat, ori s-a uscat. Zilele trecute stăm de vorbă cu fermieri, sunt deputat în Comisia de Agricultură și cunosc bine fenomenul. A început să usuce și porumbul pe câmp, sunt niște probleme extrem de grave în zona de agricultură. Deja cultura de grâu a fost compromisă din cauza secetei, acum se pare că va fi afectată și cultura de porumb. Cultura de grâu a fost compromisă de secetă, cultura de orz a fost compromisă, cultura de rapiță, dar vis-a-vis de grâu, cu toții știm că mai avem nevoie și de sămânță să punem în pământ la toamnă. Și cu toate astea, acest guvern irresponsabil a dat drumul exportului. Deci acum România poate să exporte grâu atât timp cât noi nu știm ce vom recolta. Cu toate că luna trecută a fost o perioadă destul de ploioasă, înseamnă că nu au reușit să... Deficitul de apă din sol a fost extrem de mare. Deci noi n-am avut secetă acum în primăvară. Noi am avut secetă în iarnă. În iarnă nu am avut niciun fel de precipitații, nu am avut ploaie, veneam deja după o toamnă care mai aveam deficit de apă în sol, a venit iarna, n-am avut precipitații, n-am avut zăpadă, nu am avut condiții pedoclimatice încât plantele să aibă o dezvoltare normală. Au fost aprobate ajutoare pentru fermierii care au avut de suferit în urma secetei? Am văzut un comunicat al guvernului în care s-a stabilit o sumă forfetară de 925 de RON la grâu, 912 la urs, dacă rețin bine cifrele, dar din acel comunicat reieșea că aceste ajutoare vor fi date fermierilor abia în toamnă. Doar. Dumnezeule mare, până în toamnă oamenii ăștia trebuie să-și pregătească toată cultura, ca în toamnă să înceapă însămânțarea. Oare nu este normal ca să-ți abandonezi un sector atât de important pentru economia României și fermierii practic să-i lași fără o umbrelă de protecție în fața acestei secete care am înțeles eu că n-a mai fost de 30-40 de ani? Știu că la un moment dat exista discuții despre un proiect privind sistemul de irigații, era și ceva cu sistemul de antigrindină. Despre acele proiecte ce ne puteți spune? Sistemul de irigație a fost început sau relansarea sistemului de irigație a fost început în anul 2016 când PSD-ul a venit la guvernare. Am alocat pe un program financiar pe 4 ani de zile, un program multianual aproape un miliard de euro. Știți foarte bine că în anul trecut, în octombrie, am ieșit de la guvernare. Vis-a-vis de județul Călăraș a fost reabilitată stația de la 388 și fostul ministru Daia a fost prezent acolo. Am fost și eu prezent la acea stație. Acum este funcțională stația de la 388, de la Ciocănești, cum îi spunem, nu este funcțională. Stația de la Mihai Viteazu este aproape gata și ea, dar sunt multe lucruri de făcut pe infrastructura principală de irigații, fiindcă infrastructura secundară de irigații, prin legea pe care am făcut-o în Parlament împreună cu colegii mei, o putem da în administrare, la cerere, OAI-urilor care sunt constituite din fermieri pentru administrare și întreținere. O să ne întoarcem un pic la alegeri, cu permisiunea dumneavoastră. Din punctul dumneavoastră de vedere, considerați că dacă situația epidemiologică, dacă numărul cazurilor de COVID va crește în perioada următoare, chiar dacă a trecut prin Camera Deputaților data alegerilor locale și a fost stabilită pentru 27 septembrie, există de fapt această situație ca România să reintre în stare de urgență? Și dacă va exista această situație, există posibilitatea ca alegerile locale să fie din nou amânate? Dacă... Veniți din Parlament și mă gândesc că simțiți altfel... Nu avem date certe și nu pot eu să spun acum ce se va întâmpla. Cu siguranță nimeni nu poate spune acest lucru. Nu știm cum evoluează această pandemie, dar vedem ce se întâmplă în Serbia. A fost instituită de câteva zile iar starea de urgență.
pentru protecția populației și pentru noi, dacă această epidemie va înainta cu repeziciune și se va extinde atât de mult încât să aibă un risc ridicat pentru populație, sunt ferm convins că alegerile locale vor fi amânate. Chiar dacă va fi o măsură benefică, să-i spunem, din punct de vedere sanitar, pentru protecția populației, pentru protejarea populației, din punct de vedere economic știm prea bine ce înseamnă acest lucru. Din punct de vedere economic, da, ne afectează extrem de mult, dar nu putem să alegem până la urmă, din două rele o alegem pe cea mai puțin rea. Rău mai mic. O să mergem un pic la nivel local. Știu că de curând ați avut întrunirea Biroului Permanent Județean. Ce s-a discutat? Vă pregătiți de alegeri sau? Da, aveam craionată această dată de 27 septembrie pentru alegerile locale. Trebuie să ne organizăm atât de bine, fiindcă, din punctul meu de vedere, organizarea este cheia succesului, să putem să câștigăm aceste alegeri locale, în speță să câștigăm Primăria Călăraș și Consiliul Județean. Dumneavoastră personal, vă doriți o nouă candidatură? O să candidez la ceva, o să vedem până la urmă pe ce post o să candidez. Dacă călărășenii apreciază că în acești 2 ani și jumătate de mandat pe care am reușit să fac ceva benefic pentru orașul meu, pentru județul care m-a trimis în Parlament, sunt ferm convins că voi candida. Ați adus în discuție activitatea dumneavoastră din Camera Deputaților. În ce stadiu se află proiectul de la Drajna? Da, am hotărât împreună cam să comunic fiecare etapă a acestui important nod rutier, un proiect care este așteptat de toți călărășenii și mă bucur că au rezonat așa într-un fel sau altul, că mai interacționez în piață, pe stradă, cu oameni care au luat la cunoștință de acest proiect. Se lucrează la caietul de sarcini. Cam în 2 săptămâni el va fi ridicat pe SICA pentru licitație. Am avut o bună comunicare cu cei de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța, cei care au dus greul hârtiilor, cum s-ar spune, și săptămânal îmi dădeau raport de progres pe acest proiect. În momentul când va fi ridicat pe SICAP, practic atunci se va intra cu linia dreaptă cu acest proiect. Repet, dacă nu vor exista contestații la licitație, există posibilitatea ca în luna octombrie, la sfârșitul toamnei, să începem lucrările la acest important nod rutier. Odată urcat pe SICAP, puteți considera că ați luat un proiect de la zero și dus la bun sfârșit. Da, încolo nu mai aveți ce să faceți. Da, dar o să urmăresc și efectuarea lucrărilor, astfel încât firma care va câștiga acest important obiectiv pentru județul Călăraș să nu treneze cu lucrările, să nu le ducă mai mult decât este scris în contractul de finanțare și de execuție. Știu că la un moment dat se discuta și despre o bonificație pe care o va primi firma dacă va termina acest proiect înainte de termen, dacă nu mă înșel. Da, există această posibilitate, există cadrul legal, astfel încât câștigătorul licitației, dacă dorește să accelereze lucrările, să facă și acel schimb 3 de noapte și există pe această posibilitate, primește o bonitate financiară din partea statului român. Sunteți călărășean. Acum să ne întoarcem un pic de la Drajna. Cum găsiți municipiul Călăraș în momentul de față? Sunt călărășean și vă spun că, așa, cu o anumită tristețe în suflet, orașul arată deplorabil. Orașul în care m-am născut și am trăit și care m-a ajutat să ajung în Parlamentul României nu răspunde cerințelor pe care noi călărășenii le dorim de la acest oraș. Vorbeam cu ceva timp în urmă cu un coleg și îi spuneam, acest oraș arată ca un curcubeu. Nu poți să rămâi într-un stadiu de involuție economică și numai orașul și județul accentuat timp de 30 de ani. Timp de 30 de ani nu s-a făcut aproape nimic. Vedem, uitați-vă la strada București. Vă dau un singur exemplu. Uitați-vă la strada București că vedem, în afară de
pompe funebre și mai sunt câteva magazine, nu vedem absolut nimic. Ori orașul ăsta trebuie să dea o altă notă, orașul ăsta trebuie să trăiască. El a fost catalogat acum 100 și ceva de ani ca un oraș cochet, o așezare pe malul stâng al brațului Borcea, care erau târguri, erau oameni negustori, oameni înstăriți. Ori acum Călărașul este pe ultimele locuri din ceea ce privește aspectul economic. Ori ne-a lăsat Dumnezeu cu această apă aici pe Borcea și aproape de Dunăre, cu autostradă, cu agricultură, cu economie, avem industrie și totuși suntem în un oraș atât de sărac. Nu există viață socială, că pleacă tinerii din oraș, da? Pleacă o tineri din oraș, fiindcă nu există viață socială în acest oraș. Revenind la Sada București, vedeți că toate culorile posibile și imposibile sunt vopsite, toate fațele, gardurile și acele magazine. Este neapărat imperios necesar să pentru o hotărâre de Consiliu, Consiliul Municipal, să dea o hotărâre de Consiliu în care se stabilească, mai avem voie să facem decât asta, asta și asta, vis-a-vis de peisaj, de arhitectura acestui. Nu sunt specialist în așa ceva, dar am văzut... Vizual, probabil. Vizual, da. Putem să dăm o altă caracteristică acestui oraș, dar se pare că actualul primar nu-l interesează de cum arată acest oraș. Vedem și noi că este tot orașul spart, n-ai pe unde să circuli. Ca să poți să ajungi dintr-un capăt celălalt al orașului, îți ia 40 de minute. În momentul de față sunt foarte multe proiecte în derulare. Sunt foarte multe proiecte în derulare, dar parcă nu se mai termină odată. Am avut cele 8 și foarte bine că s-a întâmplat. Și am rămas cu toate străzile sparte și partea carosabilă, infrastructura rutieră este la pământ. În curând va începe un proiect și pentru modernizarea și reabilitarea străzii București. După ce se va închide strada Grivița, după ce se vor finaliza lucrările pe strada Când Grivița... Când se va termina strada Grivița? Probabil. Trebuie 30 de ani să o terminăm. Dar poate că alt primar, poate un primar PSD va fi în stare să... și cu siguranță va face lucruri bune pentru călărășeni și orașul va arta în altfel. După cum ați spus, avem un oraș cu potențial turistic. Ce credeți că lipsește pentru a pune în valoare adevăratul potențial? Potențialul turistic poate fi dat de brațul Borcea și de portul de embarcațiuni ușoare, la care vreau să vă aduc din nou la cunoștință partea de finanțare acestui port. Am reușit să o aduc de la București când PSD-ul era la guvernare. Avem finanțarea asigurată pentru portul turistic. Ministrul Trif și Partidul Social Democrat, când era la guvernare, la insistențele mele, a finanțat acest obiectiv turistic. De fapt, dacă fac o paranteză, este un proiect mai vechi al meu, de când eram consilier județean. Împreună cu un alt coleg am făcut acel proiect de hotărâre. Atunci nu a fost finanțat, nu eram în Parlament, am ajuns ulterior în Parlament, colegii mei au rezonat cu acest proiect și ne-a dat finanțarea necesară pentru construirea acestui obiectiv, din punctul meu de vedere, foarte, foarte bun pentru noi, pentru Călărășeni. Deci, repet, 12 milioane de euro este finanțarea pe care Partidul Social Democrat a acordat-o pentru construirea acestui port de embarcațiuni ușoare la Călăraș. Din câte am înțeles, acum este în procedură de licitație. Asta voiam să vă întreb, în ce stadiu se află proiectul în momentul de față? Deci este urcat în SICAP, urmează să se... Sunt fazele premergătoare licitații. Dacă aceste sunt proiectele pentru dezvoltarea turistică a județului și a orașului Călăraș, noi, ca și locație, suntem binecuvântați sau suntem norocoși. Suntem la graniță, avem Dunărea, avem autostrada în apropiere, Bucureștiul la o aruncătură de băți. Cu toate acestea, ce ar trebui să facem pentru dezvoltarea economică a orașului și a județului? Județul Călăraș este un județ preponderent agricol. Avem în jur de 400.000 de hectare de teren agricol. Și am putea crea valoare adăugată, să nu mai exportăm materie primă, grâu, porumb, floarea soarelui și așa mai departe, am putea să integrăm prin zootehnie. Dar acest guvern, din punctul meu de vedere, este cel mai slab guvern, cu cel mai slab ministru de finanțe pe care România l-a avut, nu dă curs legislațiile pe care noi am făcut-o în Parlament. Să vă spun și de ce. Am făcut lege
să putem să facem porc în România. Noi am importat anul trecut 2,5 milioane carcase porc din Spania și exportăm porumb în Spania și importăm carcasă porc. Aici am ajuns. Noi importăm pui și ouă din Polonia. Noi importăm mere din Polonia. Și vă spuneam un pic mai devreme că INS-ul a dat pe primul trimestru, avem un deficit de 121 de milioane de euro pe balanța comercială. Hei, dacă noi integram prin legile pe care le-am făcut și integram această producție primară, cream valoare adăugată, cream locuri de muncă și dezvoltam orașul și județul. Ăsta este, practic, un singur exemplu în care am putea să aducem bonitate financiară locuitorilor județului Călăraș. Bineînțeles, sunt multe facilități care am putea să le oferim firmelor din Călăraș, am putea să dezvoltăm orașul, dar asta se poate decât cu un alt guvern și cu un alt primar. Cu siguranță un primar PSD va reuși și va ști ce să facă, să poate să ducă la bun sfârșit viziunea și imaginația pe care noi, politicienii cei mai tineri, o avem pentru dezvoltarea acestui județ. Pentru că Călăraș cred că este nevoie de o schimbare. Și vă spun că din 90 încoace s-au trecut aproape 30 de ani. 30 de ani, cu excepția celor 2 ani 90-92, care a fost un mandat interimar de 2 ani de zile a clasei politice, au fost 7 cicluri electorale. În 7 cicluri electorale am avut aici la Călăraș peste 40 și ceva de parlamentari, deputați și senatori. Din curiozitate, am trecut așa în revistă rapid câți parlamentari au avut noi călărșenii să fie născuți, crescuți aici. Foarte puțini. Eu am numărat în jur de 7-8 parlamentari născuți, crescuți aici, ceea ce dă și o notă de viziune sau merge mai departe de la faptul cum arată acest oraș, dezvoltarea lui economică și socială și așa mai departe. Cred că a venit timpul schimbarea generațiilor în politica călărășeană. Cred în oameni noi, cred în oameni tineri și cred în cei care îi leagă orașul acesta, pământul acesta și locurile acestea natale. Fiindcă tot am vorbit de dezvoltare economică, mă raportez iar la Parlament. Partidul Social Democrat a făcut o lege prin care spunem, datorită pandemiei, acțiunile tuturor societăților comerciale de stat au scăzut foarte mult. Și am făcut o lege în Parlament cu colegii mei în care spunem că timp de 2 ani de zile statul român să nu vândă acțiunile la societățile de stat. Ce credeți că s-a întâmplat cu legea? Am trecut-o de Parlament, am trecut de plenul Parlamentului și a fost atacată la Curtea Constituțională. Este inadmisibil. Este inadmisibil ca noi românii să nu ne protejăm avuția noastră națională. În tot acest timp, Germania face la fel, aproape aceeași lege și spune că 3 ani de zile n-au voie să vândă acțiune. În Germania nu se întâmplă nimic. Numai la noi, în România, este atacată la Curtea Constituțională. Este peste măsură să pot să înțeleg de ce suntem, sau actualul guvern, este atât de irresponsabil. Dumneavoastră ați pregătit și un filmuleț în care arătați motivele pentru care iubiți acest oraș. Da, mi-am dorit să fac un material de prezentare a acestui oraș. Acest oraș nu este numai un oraș care nu are ce să arate. Avem locurile și frumusețile lui și acest județ, numai acest oraș, care trebuie puse în evidență. Și fac o paranteză aici, dacă voi mai obține un alt mandat de parlamentar, celebra insulă la cetate, unde mergem cu mare drag cu toții, acel edificiu bizantin care se află pe acea insulă să fie trecut în patrimoniu UNESCO. Îmi doresc acest lucru și mă voi lupta ca acea insulă să fie în patrimoniu UNESCO, astfel încât ea să se afle pe harta de prezentare a zonei geografice turistice. Deja ați creionat un prim obiectiv pentru următorul mandat. Dacă voi mai ajunge în Parlament, unul dintre obiective va fi acea insulă să trecem în patrimoniul UNESCO. Să urmărim împreună filmulețul pregătit de dumneavoastră.
De ce iubesc Călărașul? Iubesc Călărașul pentru că aici m-am născut. Aici am făcut primii pași, aici am început școala, aici am legat prietenii durabile, am iubit întâia dată, aici am avut primul loc de muncă, aici am dezvoltat prima afacere, aici, în zona noastră minunată de câmpie. Iubesc Călărașul pentru că aici îmi trăiesc părinții, călărșeni și ei, oamenii cei mai dragi mie, care mi-au insuflat și dragostea pentru locul natal. Sunt unul dintre cei 300.000 de locuitori ai județului Călăraș. Iubesc Călărașul pentru că îmi place Dunărea la Chiciu, unde pot mânca un pește bun. Îmi place grădina zoologică, una dintre cele mai frumoase și mai mari din țară. Îmi place parcul mare de pe malul Borcei, unde se va construi un port turistic, obiectiv pentru care am pus umărul în Parlamentul României. Iubesc Călărașul pentru că are locuri de un pitoresc nemai întâlnit, un cadru natural ce duce la relaxare și un potențial turistic rar întâlnit în România. Iubesc Călărașul pentru că pământul lui este roditor, lucrat cu spor de fermieri harnici, pentru care mă lupt în Camera Deputaților și pentru că zona preponderent agricolă ne face un județ mai bogat, dând grâne țării, de aici, de pe malul stâng al Dunării. Iubesc Călărașul și îmi doresc un viitor mai bun pentru acest județ. Sănătate, educație și infrastructură. Iubesc Călărașul datorită localnicilor, români destoinici, pentru care sper să mai fac multe lucruri bune în Parlament. Pentru elevi, pentru tineri salariați, pentru pensionari. Cu voia lui Dumnezeu. Pentru că aici mă văd trăind peste ani, aici, acasă.